Printre numeroasele proiecte și programe ale Guvernului României în vederea susținerii învățământului din Republica Moldova, se înscrie și această frumoasă tradiție de a oferi locuri în taberele de odihnă de vară în România pentru elevii din Republica Moldova. În anul 2017, în această vară, vorbim despre 150 de locuri oferite în tabăra de vară din localitatea Sulina, județul Tulcea, pentru elevii cei mai buni din Republica Moldova. De comun acord cu domnul ambasador, cu partea română, am hotărât să oferim aceste locuri pentru olimpicii, cei mai buni olimpici care au ocupat locul 1 și 2 în olimpiadele naționale și internaționale. Acest eveniment pentru noi, dar și această ocazie pentru tinerii din Republica Moldova, are mai multe semnificații. Una din ele ar fi promovarea dialogului intercultural între tânăra generație din Republica Moldova și cea din România, educarea abilităților de comunicare cu semenii din alte țări, promovarea deschiderii, toleranței, dar și spiritului de apartenență la valorile europene comune. Stimate domnule ambasador, în numele dumneavoastră vrem să mulțumim Guvernului României pentru numeroasele programe și proiecte în care se înscrie și acest frumos proiect și să mulțumim pentru tot ceea ce este întreprins de către Guvernul României în vederea susținerii sistemului educațional de Republică.